Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. Eu zic așa, ca așa să fie, să nu fie doar pentru cei cu Soare. Și etalare pentru această jumătate de august până în septembrie, rămâne de văzut până când. Nu dau o dată fixă pentru septembrie. Din seria mesajelor de la îngeri. Mesaje speciale pentru voi. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Back to what you love. Posibil unii dintre voi v-ați îndepărtat de esența voastră, de niște obiceiuri, de niște hobby-uri, de niște pasiuni și sunteți chemați sau chiar de niște persoane sau chiar de niște locuri. Și sunteți chemați să vă întoarceți înapoi la ceea ce iubiți. Aveți numărul. Sunt curioasă ce număr este. Numărul 3. Interesant. Probabil că aveți planete în gemeni, unii dintre voi. 3 înseamnă comunicare. 3 înseamnă și construcție. Reconstruiți-vă sau nu uitați că vă reconstruiți mult mai bine în momentul în care acordați timp pentru acele pasiuni neexplorate sau acele locații în care n-ați mai fost de mult timp sau conectarea, comunicarea cu personaje care vă plac, personaje din viața voastră care vă plac și cu care n-ați mai vorbit. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Reevaluați-vă cu alte cuvinte, dorințele. Reevaluați-vă, reanalizați-vă. E un re. În continuare, la capătul setului de cărți, fiți în prezent și visați la viitor. Nu zic musai să fiți realiști, deși racii sunt destul de realiști, ci să trăiți momentul, să nu vă proiectați prea mult. Visați la viitor când e momentul de visare. Dar fiți totuși în prezent. Vedeți cum manifestați, interesant, cum manifestați acest vis în acest moment, pentru că noi acum trăim ce am visat cândva, da? Momentul de acum este viitorul de altă dată. Ca să puteți să trăiți acel viitor pe care vi-l doriți, fiți atenți cum vă trăiți prezentul. Simple acte de amabilitate, că le faceți voi, că le fac alții față de voi, eventual, aceste simple de acte de amabilitate, apreciați-le, apreciați și acest moment, apropo de ce am zis, iau, interesant, da? Apreciați, receive, primiți cu dragoste și apreciere aceste simple acte de amabilitate din partea altora, din partea vieții, într-un fel sau altul, și apreciați acest moment, da? Cum am zis mai devreme, apreciați prezentul, gândiți bine viitorul în funcție de cum vă trăiți prezentul. Pentru că dacă vă gândiți și vă plângeți de niște situații, se vor manifesta cât timp le plângeți și cât vă ancorați în ele, da? Și să nu uitați, rămâne de văzut cum se manifestă în etalare, dacă sunt mesaje separate, da, pe anumite zone din viața voastră sau dacă au legătură și cu celelalte, cu relațiile, cu viața, eu știu, personală, intimă, profesională, da? Nu uitați, da, de acest mesaj. Înapoi la ceea ce iubiți. Vă așteaptă cineva. Vă așteaptă cineva. Că or fi părinții, da, ce frumos, e o arcadă, este un portal. Și nu zice să vă întoarceți în trecut, ci la ceea ce iubiți. Că acel lucru, personaj, situație, loc pe care îl iubiți și pe care nu l-ați mai vizitat de mult, nu l-ați mai atins de mult, vă cheamă într-un fel sau altul și... Și dați-i timp, pentru că dacă nu-i dați timp acum, s-ar putea la un dat să vă bântuie. Nu știu de ce a venit acest mesaj. Din seria cealaltă de cărți a venit un alt mesaj foarte frumos, frumusețea, beauty. Da, beauty. 58, iar
înseamnă 13. 13 înseamnă transformare, că e moartea. Este a 13-a zodie care vindecă. Este un număr divin într-adevăr, dar este și un număr sabic, pentru că 13 se restrânge la 4. Concentrați-vă nu doar pe frumusețea voastră fizică, unii dintre voi, ci și pe frumusețea voastră interioară, ambientală, pentru că toate împreună vă vor crea stabilitate. Însă simt că pentru unii dintre voi există un personaj foarte finuț, foarte delicat și frumos. O persoană spirituală îmbrăcată în albastru, care comunică, probabil comunică telepatic. Dacă se leagă de acest mesaj, întoarceți-vă la ceea ce iubiți, posibil să fie o comunicare telepatică între voi. Văd roșu și albastru foarte mult, văd și portocaliu, există și atracție sexuală între voi doi, dacă e vorba de un personaj. Și dacă e la distanță, așa cum simt că e pentru unii dintre voi, sunteți pe cale să vă întâlniți, coming together, da? Pentru unii posibil să fie flacărea geamănă, pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru unii posibil să fie flacăra geamănă, dar nu pentru toată lumea. Pentru alții poate să fie doar o întâlnire cu un suflet pereche care vă este drag. Continuare, văd dansul planetelor. Iar este o separare, dar ce va separa până acum vă și aduce. Adică dacă divinitatea va ținut separați, tot divinitatea va aduce planetele, tranzitele planetare, lumina va atrage mai aproape unul de celălalt și probabil pentru unii, unul dintre voi s-a rugat intens la Fecioara Maria sau la energie feminină care v-a susținut în această întâlnire. Pentru că apare beauty, mă gândesc că poate acest personaj este marcat de Venus. Asta înseamnă că are Venus în casa 1, în casa 7, case foarte importante pentru personalitatea și felul în care relaționăm cu ceilalți, personalitatea noastră. Da? Sau are Venus în Taur, sau are Venus în Balanță, sau este marcat de aceste, zodii venusiene pentru unii. Din seria cărților care le voi folosi de-a lungul etalării a apărut 6 de băte. 6 de băte. Probabil acest personaj atrage atenția. Da? Acest personaj frumos. Posibil că și unii dintre voi care lucrați cu frumusețea voastră fizică, da, atrageți atenția. Dar revin la mesajul pe care l-am spus înainte. Nu lucrați doar cu frumusețea fizică, lucrați și cu frumusețea interioară, ambientală, spirituală. Da? Ca să vă oferiți stabilitate și nu doar vouă și celor cu care intrați în contact. 6 de băte, atrageți atenția unii dintre voi, mai ales dacă aveți planete în leu, că așa se întâmplă, mulți raci au planete în leu. În continuare, la capătul setului de cărți, da, să zicem un semn de foc, posibil că vă gândiți la cineva, ori care atrage atenția, ori voi vreți să le atrageți atenția. Pe lângă faptul că voi atrageți atenție, vreți să le atrageți și lor atenția într-un fel sau altul. Sau cineva vrea să vă atragă atenția. Evident, variază pentru că e o etalare colectivă. Și la femei se poate manifesta într-un fel, la bărbați se poate manifesta altfel. Dar clar, racii care au planete în leu vor să atragă atenția cuiva. Este o comunicare la distanță. Sau, dacă nu e la distanță, este o comunicare. Posibil pentru unii cu un semn de pământ sau cineva, semn de pământ sau cu marcaj de pământ sau cineva care vă aduce stabilitate. Comunicați cu cineva care vă dă stabilitate. Eventual acest personaj, regele de monede, să vă facă o ofertă vouă, care sunteți mai supărăcioși, așa mai, nu supărăcioși, mai supărați. Unii știu sigur că sunteți mai în lacrimi. Din cauza unui suflet pereche. Dar nu uitați că sunt multe suflete perechi, unele karmice, alte darmice, și dacă cineva, un suflet pereche, v-a făcut să suferiți, nu mai suferiți atâta. Fiți în prezent, visați la viitor, cum am zis mai devreme, dar nu mai suferiți. Fiți într-adevăr selectiv, dar dacă acest rege de monede, persoană stabilă, vă oferă ceva,
Sau simțiți că în preajma acestui personaj, chiar dacă nu vă oferă practic, este o ofertă emoțională foarte subtilă pe care o intuiți, care încă nici nu s-a făcut. Dacă simțiți că în preajma lor vă găsiți stabilitatea, primiți această ofertă, să zic, a Universului, manifestați-o, că aici este o ofertă care vine din cer, da? Este o ofertă energetică la început și apoi se manifestă în practică, în practic. Primiți-o, manifestați-o, pentru că în timp acest as de monede, în timp cu 7 de monede, se transformă în 8. În 8. Se creează stabilitate, da? Se creează stabilitate. Da? Luna. Trebuie să depășiți niște frici, să vă ridicați deasupra unor frici, deasupra unor dezamăgiri, faetonul și 3 de spade, ca să puteți renaște, ho-ho, la regina de monede. La regina de monede, la un personaj care este stabil, care e conștient de valoarea sa, așa, eventual să puteți renaște la a deveni partenerul acestui sau partenera acestui rege de monede. Ar mai fi o altă interpretare pe care o simt, pe care o simt. Poate unii dintre voi, poate, zic poate, pentru că se poate manifesta așa, da? Unii dintre voi care sunteți bărbați, că apare un rege de monede, comunicați cuiva, unui alt suflet, am zis suflet pereche, comunicați cuiva, încercați să oferiți, vă doriți cel puțin, rămâne de văzut dacă și puneți în practică, vă doriți să fiți voi pentru acest suflet pereche pe care îl simțiți trist, simțiți că sunt, dacă aveți și planete în semnul de apă, simțiți, e o comunicare telepatică. Știți că acest suflet este trist și simțiți că voi, ca și bărbați, chiar dacă sunteți dragi, puteți fi o energie stabilă în viața lor. Comunicațiile. Faceți oferta pentru că, într-adevăr, în timp, cu răbdare, probabil că așteptați unii de mai mult timp, de vreo 7 luni, de vreo 7 săptămâni să faceți această ofertă, sau chiar dacă n-ați făcut-o, în momentul în care o faceți, va mai dura această construcție, această transformare, 7 și cu 1, 8 transformare, da, financiară, redresare financiară. Faceți această ofertă pentru că faceți-o secret. În secret, ca să nu vă atace lumea și invidioșii, în secret puteți crește, puteți să vă ridicați deasupra situațiilor triste prin care a trecut acest personaj cu planete în semnul racului sau care vă este suflet pereche. Cineva a trecut prin niște dezamăgiri, da? Și într-un fel sau altul puteți recrea sau puteți crea judecata și regina de monede. Puteți să lucrați constructiv la acest parteneriat. Da? Văd două suflete perechi, văd regele și regina de monede. Da, zic, nu zic musai că regele de monede poate să fie bărbat în semn de pământ, poate să fie și semnul racului care se manifestă într-un mod stabil, simte nevoia să exprime stabilitate față de cineva care să-i fie, da, alături, pentru că vede valoarea. Regina de monede este o persoană care are valoare, are stimă față de ea. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ, da? Este o persoană care are respect față de sine și care e creativă, care manifestă, care este și practică și creativă. Sper că ați înțeles. Eu, în timpul ăsta, dau un adez. Ce am făcut la Gemeni, să vedem cum o să-mi pun eu cărțile. Haideți să vedem. Pentru cei care sunteți în cuplu, raci în cuplu. O dată, de două ori, de trei ori. Așează-te, de două ori, de trei ori. Așează-te ca să te putem citi. Energie. O dată, de două ori, de trei ori. Da, sunt un pic mai spontană. Mura, oprește-te, gata, te rog frumos, nu mai faci așa ceva. Te rog, nu mai te supără pe mine, dar trebuie să-ți atrag atenția. Regina, nu, împărăteasa, moartea, wow. Cavalerul de spade. Puf. Aveți niște conflicte, ați lăsat pe cineva în spate sau cineva v-a lăsat în spate la drum.
Și vreți să comunicați în așa fel încât să vindecați această situație, această tăcere. Da, vreți să comunicați. Pentru că până acum nu ați comunicat. Wow! La capătul setului de cărți, Regele de Băte, puteți să fiți foarte bine voi. Multă pasiune, aveți multă atracție pentru un suflet pereche, doi de cupe. Multă atracție, probabil. Oh, wow! Soarele și asul de cupe, și asul de monede. Vorbim de cuplu, da? Să nu uit că vorbim de cuplu, da? Și puterea. Împreună sunteți puternici. Împreună sunteți puternici, aveți multă pasiune pentru partenerul vostru, pasiune, îi simțiți, sunteți fericiți unii dintre voi, da? Sunteți fericiți. Și dacă a fost o problemă, ia uite, soarele, asul de cupe, asul de monede, puterea, ați trecut prin multe. Eu vorbesc de acele cupluri care au trecut prin multe. Acum, a apărut împărăteasa, moartea, și cavalerul de spade. Central între voi doi este un moment de transformare radicală. Poate că unii dintre voi aveți marcaj în scorpion, poate unii aveți marcaj în taur și în balanță. Văd taur, balanță, scorpion și semn de aer. Și semn de foc am văzut mai devreme. Pentru că a apărut frumusețea, frumusețea a apărut și aici. Repet, transformați această frumusețe. Transformați această frumusețe, transformați acest concept al maternității. Frumusețea, repet, nu este doar aspectul fizic. Asta reprezintă împărăteasa, da? Este o persoană generoasă, blândă. Încercați să exprimați aceste lucruri în cuplu ca să puteți să transformați ceva. Un moment prin care treceți. Aveți nevoie de comunicare. Apare un moment de comunicare, de un moment neașteptat. Probabil că niște vești apar în mod neașteptat în viața voastră de cuplu, care ar putea să vă transforme. Da? Acest cavaler de spade, vine cineva în preajma voastră și vă vorbește, dar vine într-un mod neașteptat. Și această comunicare transformă situația. Dar pentru că este și această împărăteasă, eu văd o transformare benefică, în bine. Asta înseamnă, evident. Asta pentru că aveți semne foarte frumoase și aici, cărți foarte frumoase și la capătul setului de cărți. Pasiune, dorință, creativitate. Două suflete perechi care sunt fericite împreună, care aduc lumină, aduc creștere spirituală și unul și celălalt. Doi ași, exact care se susțin, asul de cupe și asul de monede, da? Un cuplu puternic care poate să treacă prin multe. Cu speranță, cu răbdare. Cu ambiție. Pentru unii dintre voi, foarte posibil, haideți să vă, am simțit tocmai acum, am simțit un mesaj. Pentru unii dintre voi, foarte posibil, acest semn de pământ, nu de pământ vreau să zic, balanță sau taur, pentru unii, personajul acesta, balanță sau taur, vă transformă viața într-un mod neașteptat. Acum că transformarea aceasta înseamnă separare pentru unii și conectare într-o altă formă, mai profundă. Pentru că totuși Venus e superficială, da? Scorpionul este foarte profund. Aveți nevoie de o comunicare foarte profundă, emoțională, ca să puteți manifesta tot ce este mai bun. Da, sunt cărți bune în principiu, pentru cei care sunteți în cuplu. Abundență,
transformare, comunicare și lucrurile vin într-un mod neașteptat, niște situații neașteptate. Da. Acum, pentru cei singuri. Răucușori, ia uite, singuri? Care sunteți? Singuri? Aveți un suflet pereche la distanță, unul dintre voi, trei de bâte, la distanță, peste hotare, peste apă, în altă localitate, în alt cartier. Un suflet pereche, e aici, da? Doi de cupe și doi de bâte. Trebuie să vă faceți planuri, cum să vă întâlniți, cum să manifestați aceste oportunități cu ei. Această oportunitate, să zic, emoțională, sufletească. Raci singuri. Răcușori și răcuțe, răcuțe. Singuri. De trei ori. Hai, o dată. De două. A apărut deja Marea Preoteasă. Deci, răcușori singuri. O dată. Wow! Și asta era? Mai. Asta când a fost? Wow. Apur Marea Preoteasă, Steaua și Doi de Spade. Este o situație secretă pe care aveți pe cineva în secret, în gândul vostru, în gândul vostru, în visele voastre, că asta înseamnă Marea Preoteasă, posibil alt semn de apă sau cineva cu marcaj în semn de apă, pe ștrac Scorpion, da? Și cineva cu marcaj în semn de foc, și de aer, zic marcaj, nu zic soare. Însă ați blocat comunicarea, apare Doi de Spade. Ați blocat comunicarea. Nu s-a comunicat posibil pentru unii dintre voi, tocmai ca să vă conectați la această energie. Tocmai ca să învățați să comunicați telepatic cu personajul pe care doriți să-l manifestați, sufletul pereche pe care doriți să-l manifestați, că asta înseamnă manifestare, să vorbiți și să-i transmiteți, să apară în viața voastră, sunt multe, da? Că este sufletul vostru acesta pe care îl așteptați de mult timp, că o fi altcineva, voi știți. Dar nu s-a comunicat. Nu s-a comunicat din niște motive secrete, din niște... motive. Însă a apărut și steaua. Steaua înseamnă vindecare. Dacă în această separare, în acest blocaj de comunicare, unul dintre voi s-a simțit rănit, pentru că este foarte posibil, steaua înseamnă că începe vindecare. Dar mai sunt multe interpretări, evident. Unul dintre voi lucrează într-un domeniu spiritual, în domenii spirituale, da? În chestiuni care țin de spiritualitate, Marea Preoteasă și Steaua. Și din acest motiv trebuie să facă, să ia o alegere, să ia o alegere. Unul dintre voi, nu zic că voi, musai. Unul dintre voi, da? Și posibil celălalt e conștient de energia acestei Mari Preotese și Stele, da? Este conștient. Și nu a comunicat, pentru că această comunicare cu acest personaj trebuie să fie foarte matură. Repet, sau mai încerc să dau altă nuanță. E o situație secretă care a fost blocată, de cel puțin unul dintre voi, iar blocajul acesta vă readuce... într-un fel sau altul, mai aproape de Dumnezeu, de credință, că asta înseamnă steaua, să aveți speranță, să aveți credință și să manifestați destinul vostru. Dacă situația respectivă, secretă, a fost
a adus separare în viața voastră, acest blocaj de comunicare. Acest blocaj a fost, evident, coordonat de divinitate, tocmai ca să vă regăsiți credința, tocmai ca să meditați la destinul vostru, la ceea ce vreți voi să manifestați, la misiunea voastră spirituală. Sper că mă înțelegeți. La capătul setului de cărți, Faetonul, Marele Preot, Regele de Bâte, 6 de cupe. Aveți și un semn de aer care se îndepărtează de voi. Vrea să schimbe, să zicem, norocul, energia, să o ia de la zero într-o altă direcție, un semn de aer, este defensiv. Deși, pe de-o parte, cred că acest semn încă mai ține la voi, încă mai are amintiri, încă mai are pasiune. Posibil să simtă o legătură spirituală între ei și voi. Asta a fost un mesaj. Pentru alții, Racul își dorește să manifeste stabilitate împreună cu cineva care, față de care simte multă pasiune. Dar, repet, nu doar pasiune, și stabilitate. Apare iar semnul Taurului pentru unii și semn de foc. Poate să fie una și aceeași persoană, să fie Taur cu marcaj în berbec sau, eu știu, orice alt semn de foc. Ideea este că e o legătură profundă între voi, doi de cupe, care se poate manifesta dacă vă eliberați, unul dintre voi, dacă vă eliberați de un personaj, să zic, fixist, zgârcit, care v-a adus multe neplăceri. Se poate schimba energia aceasta și puteți să o luați de la zero. Adică puteți să manifestați această situație. Măi, o fi coerentă? Da, sper că sunt coerentă totuși, da? Dar mai presus de toate, simt că mesajul este marcat de cele două. Și aveți numai, ia uite, numai culori care țin de albastru. De comunicare, da? De comunicare, de vizionare, de viziune, de anticipare. Dar în primul rând trebuie să comunicați cu voi, cu intuiția voastră, trebuie să creșteți spiritual în tăcere, în tăcere, trebuie să creșteți spiritual în tăcere ca să vă vindecați, ca să vă descoperiți lumina, steaua, destinul. Da, ăsta mi se pare cel mai fain mesaj dintre toate. Haideți să vedem. Răcușori. Mă amestec un pic cărțile. Răcușoare. N-am cum să vi-l arăt pentru că am aici computerul care downloadează de zori. Ia să vedem. Fac o mică pauză. Da, nu pot încă să... Încă se descarcă. Ok, hai să vedem. Rac cu berbec. Trepejora cu berbec. O dată, de două ori, de trei ori. Ok. 8 de cupe. Regele de spade. Regina de cupe apare. Da? Regina de cupe. Rac cu berbec. Central, regele de spade. Este o răceală. Nu știu de ce. Nu știu de ce. În comunicare. Unul dintre voi este mai rece în felul în care se exprimă. 8 de cupe. Regina de cupe. Posibil era cu tot a încercat să plece și revine în această situație. Posibil. Unul dintre voi tot încearcă să se detașeze emoțional și revine. Revine pentru că apare regina de cupe. Unul dintre voi are tendința să ierte, să încerce să vindece situația, chiar dacă între voi, voi vă doriți emoții, vă doriți comunicări emoționale, exprimări emoționale, dar apare această energie destul de glacială, regele de spade, de mentală, de rațională. E cuadratură, evident, și este provocatoare. La capătul setului de cărți, trei de monede, soarele, cavalerul de cupe, partenerul vostru, da? Regele
10 de monede, de bâte, pardon. Unii dintre voi simțiți că puteți să faceți un cuplu, dar acest cuplu se face cu mare efort. Regele de cupe și 10 de bâte, cu mare efort pentru unii. Dar, repet, puteți simțiți că puteți construi. Construi, da? 3 de monede și soarele. Puteți construi. Vreți să construiți. Cel puțin unul dintre voi vrea să construiască. De-aia apare 8 de cupe, încercare de detașare și regina de cupe. Acum, depinde, este o etalare scurtă, doar pentru o perioadă de timp, rămâne de văzut peste o lună, peste două, e un moment, da? E un moment. Dar regina de cupe este un simbol al înțelegerii, al toleranței, al vindecării, al maturizării emoționale, chiar dacă etalarea a început cu 8 de cupe, o încercare de detașare emoțională. Dar pentru că este 8, este un ciclu lunar. Probabil că periodic simțiți nevoia să vă rupeți de această, să vă separați emoțional de această situație, tocmai ca să vă încărcați eventual la lună, la alte, la întoarceți-vă la ceea ce iubiți. La ceva care vă încarcă, da? Rac și Taur. O dată, de două ori, de trei ori. Ia. De două ori, de trei ori. Rac și Taur. Pasiune, atracție, valetul de monede, de bâte, 10 de bâte, 8 de bâte, multă pasiune, multă pasiune, mult foc. După ce, după ce unul dintre voi, bănuiesc că voi, da, apare spânzuratul, marea preoteasă, 9 de cupe și turnul. Unul dintre voi a trecut printr-o situație stagnantă, v-a sacrificat mult într-o direcție, dar acest sacrificiu a reprezentat creșterea voastră spirituală cu marea preoteasă și 9 de cupe, regăsirea fericirii interioare într-o situație care v-a separat de cineva, v-a separat, v-a ținut pe loc, dar, repet, această stagnare a fost pe creșterea voastră spirituală. Acum, între voi și Taur. Atracție, comunicare, apare și valetul, apar și 8 de bâte, comunicare, la distanță, peste călătorii, probabil călătoriți împreună, vreți să comunicați, dar la mijloc este un 10 de bâte. Ori unul trebuie să lase o relație în spate, ori unul dintre voi trebuie să lase multe responsabilități, pentru că este devine prea obositoare, prea vă ardeți bateriile. În această situație. Acum depinde și de sinastria voastră. Dar, pentru unii dintre voi, cam așa este. Deci, valetul, 10 de bâte și 8 de bâte. Atracție este. Unul dintre voi posibil să fie mai imatur. Poate unul dintre voi este mai tânăr. Poate, nu toată lumea. Așa. Și celălalt tocmai încearcă să iasă ori dintr-o relație opositoare, ori dintr-o relație de lungă durată care a fost epuizantă, da? E un 10, e un final de ciclu, da? Și aș putea să schimb așa energiile, da? Dacă se lasă toate bătele și se păstrează doar una, puteți să merge, să evoluați, să vă transformați către 8, da? 8, 9, să crește, să mergeți mai departe împreună. Cine are acele multe responsabilități ar trebui să mai lase din ele. Rac. Asta a fost Rac și Taur. Hai să vedem Rac și Gemeni. Sper să nu fie întreruptă și să pot să fac până la sfârșit. Să nu trebuiască să lipesc și să apară vreo chestie, vreo dungă. De trei ori odată, Gemeni. De două ori, Rac și Gemeni. De trei ori. Roata norocului. Diavolul și regele de monede. La capătul setului de cărți, cavalerul de monede. Cu răbdare, Mura, oprește-te, te rog frumos, oprește-te. Cu răbdare, ca să înseamnă cavalerul de monede, puteți crește, e o transformare, puterea împreună, da? Puteți să transformați, să renașteți. Aveți și judecată, aveți și asul de cupe. Cu răbdare puteți să creșteți împreună.
către o dragoste, către o vindecare, dar în acest moment, această situație karmică este și Saturn karmică, este și Jupiter sau este o situație de o întâlnire de destin între voi doi. Diavolul poate să arate multe. În general, este energie negativă pentru că e diavolul, n-are cum. Dacă era pozitiv, apărea îngerul, logic, da? Însă diavolul se manifestă de la frici, de la obsesia pentru bani, regele de monede, obsesia pentru jocuri, roata norocului, obsesia pentru sex, codependență, să fiți în relații care vă, de codependență pentru că vi se asigură stabilitate, da? Sunt multe. Însă este această energie toxică. E o energie, așa se zice, puteți nu mai interpretați, da? Interpretați cum trebuie. Este o energie, da? Pentru unii, citeam la rac cu gemeni. Poate să fie, la un moment dat, da, asta simt. Această roată de destin, acest timp divin să vă aducă împreună ca să experimentați niște lucruri foarte intense, da, diavolul, de codependență, de nevoie de stabilitate într-un fel sau altul. Acum rămâne de văzut fiecare cum își va manifesta acest diavol din el. Că toți avem, să zicem, o energie negativă, o latură negativă. Variază de la unul la altul. Mesaje scurte, vedeți cum le implementați în viața voastră, pentru că sunt foarte scurte și foarte generale. Da? Și etalarea e colectivă. Acum, rac cu rac. Știu cuplul rac cu rac. Foarte frumos. Și de succes. Rac cu rac. De trei ori odată. Nouă de monede. Ia, rac cu rac. De trei ori odată. De două ori. De trei ori. Roata norocului și împăratul. Dacă sunteți în cuplu, ați așteptat. Ați așteptat. Să manifestați bucurie după niște conflicte. Ați dorit victorie în orice, cu orice chip. Ați lucrat împreună pentru a crește, pentru a păstra această legătură, pentru a o echilibra de-a lungul conflictelor, de-a lungul situațiilor prin care le-ați trecut. Aveți 9 de monede, roata norocului și împăratul. Posibil, pentru că sunteți rac cu rac, bărbatul, rac, să-și dorească mai mult controlul și doamna, domnișoara, rac, să-și dorească mai mult independența, 9 de bâte. Ei, și aici trebuie schimbată un pic energia între voi, da? Însă este frumos, pentru că 9 de bâte este preîmpărăteasă și aici este împăratul. Într-un fel sau altul, vă echilibrați. Vă echilibrați. Asta este. Însă, mare grijă ca acest împărat să nu manifeste energia negativă a împăratului, să nu dorească controlul cu orice chip. Este o energie jupiteriană, vă aduce, dacă v-ați străduit, separat, nu știu dacă sunteți căsătoriți sau sunteți în cuplu, dar separat. Dacă fiecare este singur, vă doriți să schimbați situația și să vă oferiți stabilitate, că împăratul este protector, este tată, este soț, da? Vreți să schimbați situația. Pentru că ați trecut prin multe împreună, da. Ați avut răbdare, poate sunteți de 7 ani singuri și acum vreți să faceți această legătură, să o stabilizați. Oprește-te, te rog frumos. Dacă e vorba de bani, de investiții, de la 9 se schimbă energia către împărat. Încet, încet, cu răbdare, că aveți și 7 de monede, vă creați un imperiu împreună. Și știu, asta știu sigur. Rămâne de văzut cum se manifestă. Așa simt cărțile. Sunt curioasă. Dar ați trecut prin multe împreună și prin conflicte și prin așa. A trebuit să învățați să aveți temperanță când ați avut discuții, când ați avut de-a face cu concurența obositoare. Rac și leu. Rac și leu. Rac și leu. Apare semnul de foc, da? Rac și leu.
Apoi e semn de foc. Iar și leu. Și apare și leu. Și racul. Sunteți îndrăgostiți? Este o legătură foarte profundă între voi, rac și leu. Dar unul dintre voi trebuie să se vindece de niște griji, de un stres mental, de niște separări. Poate la un moment dat v-ați și separat și v-ați revenit împreună, rămâne de văzut. Da? Apare un turn la un moment dat. Acum poate turnul ăla să fie, separarea aceasta să fie doar în mintea cuiva și această minte trebuie educată. 8 de spade și 4 de spade. Unul dintre voi trebuie să se educe, să nu mai anticipeze dezastre. Da? Acum, care o fi, rămâne de văzut. Oricum, la capătul setului de cărți, rac și leu, sunt îndrăgostiții. Există pasiune, există atracție, există complementaritate. În mijloc apare, de sunteți suflete gemene, unii dintre voi. În mijloc apare... Da, îndrăgostiții sunt aici. Da, 11-11. Simbolul sufletelor, flăcărilor gemene. Da? În mijloc apare nevoia de stabilitate după toate situațiile prin care ați trecut. Confuze. Unul posibil a fost mai aventuros și trebuie să se stabilizeze în relație cu voi, racul. Posibil, leul are darul de a atrage, evident, da? Are darul de a atrage atenția, dar acum trebuie să schimbe 4 și cu 1, 5, să schimbe această energie și să creeze stabilitate, că puteți crea stabilitate. Stabilitate, uite, semnul racului, semnul leului și stabilitate. Puteți fi împreună frumoși. Dar, dragii mei, cavalerul de bâte este și un luptător, plin de pasiune pentru această stabilitate. Chiar dacă mai sunt multe lucruri despre care nu cunoașteți, prin care probabil veți trece și nu știți încă de ce veți trece. Mai sunt frici, frica de stabilitate, mai ales pentru cel care este mai jucăuș de fel. Poate și celălalt care este stabil, este teamă că celălalt îl va părăsi. Repet, trebuie educate niște aspecte din sinea voastră. Ia. Rac și fecioară. Rac și fecioară, ia de 3 ori odată, de 2 ori, de 3 ori. Oh. Hmm. Oh, steaua, e bine că e de care. La capătul setului de cărți. Unul dintre voi a fost într-o legătură de lungă durată. Dacă a fost o legătură de lungă durată, probabil că trebuie renunțat la această legătură de lungă durată pentru că este obositoare. Ideea este că apare și un drum între voi și posibil și acest drum să vă consume energia, pentru că ochii care nu se văd se uită. Chiar dacă unul dintre voi, dacă aveți pasiune unul pentru celălalt, distanța 3 de bâte dintre voi vă poate consuma această 10 de bâte, vă poate consuma această pasiune și atracția nu se mai manifestă, da? Deși a fost, deși este, da? Ia uite. Dar, repet, unul dintre voi a fost căsătorit și încă mai are niște situații de rezolvat. Asta pentru că apare 4 de cupe. Că sunteți voi, că sunt ei, unul este supărat din cauza unui triunghi amoros, din cauza unor situații în viața lor, da? Nu se comunică acum foarte bine. Probabil foarte puțin. Nu există deschidere emoțională și mentală în acest moment, în această situație. Și în continuare apare steaua. Steaua care înseamnă că trebuie să se vindece. Să se vindece acest personaj care nu comunică din cauza că au fost niște situații în viața lor. Că trebuie să vă regăsiți, regândiți. Că asta face. Gândește valetul de spade. Nu comunică foarte mult. Mai mult gândește. Vă regândiți direcția, speranța, credința în acest moment. Iar variază. Dar e o situație mai dificilă în care nu
comunicați foarte... Ia uite, urlă și Hansa. Da? Aveți nevoie de multă vindecare. Cel puțin unul dintre voi. Cel puțin unul dintre voi. Racul și ce era balanță. Iu! Rac și balanță. Ia uite mă ce... Eremitul, 8 de monede. Există rac și balanță? Asta vreau să se arate. Există rac și balanță. Da, știu și eu că există rac și balanță. La capătul setului de cărți, durerea de cap, nopți pierdute, ia uite, semn de aer apare și semnul balanței, da? Pentru o situație în secret, o pasiune în secret. Cineva are în secret o pasiune pentru un personaj strălucitor, independent, plin de încredere, există acest potențial. Dar, hai să mai vedem și altul. Deci, aveți doar cane majore, eremitul și îndrăgostiți. Deci, rac și la mijloc, 8 de monede. La mijloc, trebuie să munciți pentru această relație, pentru că sunteți în cuadratură, evident, și cuadraturile necesită muncă. Este o lecție spirituală, evident, că da, e cuadratură, da, e provocare. O lecție în care trebuie să învățați să vă lucrați, da, energiile, masculinul și femininul. Să lucrați pentru a menține atmosfera de dragoste, de atracție, de complementaritate și să nu intrați cumva în tăcere din cauza că nu vă potriviți în anumite situații, în anumite momente. Probabil că semnul de aer are tendința să-și facă mai multe griji. Pentru că unul dă mai mult decât celălalt. Rac și balanță. Mai este o altă variantă, am zis, pentru alții este posibil să apară cineva. Pentru, nu pentru toată lumea. Dacă acum sunteți în tăcere, nu comunicați foarte bine, unul dintre voi se concentrează foarte mult pe muncă, pe transformarea lui financiară și are în vedere această energie a îndrăgostiților. Acum, rămâne de văzut cum vă înțelegeți și în zona intimă, pentru că dacă există o nemulțumire, pentru că apare o energie care nu e prea, da? Mulțumitoare. Și aici vorbim de atracție. Dacă nu comunicați foarte bine la capitolul intimitate, rămâne de văzut, trebuie să munciți. Ca, nu cumva, celălalt să înceapă să viseze în altă parte, pentru că dacă visează mai devreme sau mai târziu va și materializa. Da? Știți cum e. Nu știu, așa am simțit nevoia, sper că nu vă supărați, dar așa am simțit eu energiile. Rac și scorpion. Scorpion. Și să stau și mai drept. Rac și scorpion. De 3 ori odată. Uic. Apare Pluto. Rac și scorpion, da? Interesant. Mai dăm încă o carte. Rac și scorpion. Rac și scorpion. De 3 ori. Ah. Okay. Da. Cărți foarte intense, normal, că dacă aveți de face cu scorpionii. 3 arcane majore. Judecata, Marele Preot și cine? Împăratul. Judecați, vreți să renașteți și unul și celălalt, este Pluto al vostru, sper să nu mi se termine bateria, este Pluto al vostru. Da, vreți să renașteți, să vă oferiți stabilitate, o legătură spirituală foarte profundă și nu doar spirituală, și fizică. Vă oferiți stabilitate, unul dintre voi vrea mai mult control, probabil
că cel cu planete în, avem, da, și Pluto, cel cu planete în Scorpion sau care e marcat de Pluto, dar este o legătură foarte spirituală, foarte intensă, care într-un fel sau altul trebuie renăscută. Mai mult către o zonă spirituală și în timp, renăscând în zona aceasta spirituală, veți simți, veți crea stabilitatea aceasta pe care orice cuplu și-o dorește, da? Așa simt. Mai. Ia să vedem dacă reușesc să pun asta în priză. Ok. Toki. Sper că încarcă, da? Uite. Rac și săgetător. Ok. De trei ori. O dată. Bănuiesc că să-i săgetătorul? Sau voi sunteți? Nu știu, rămâne de văzut. 6 de bâte. Rac și săgetător. De 3 ori odată. De 2 ori. De 3 ori. Marele preot. Moartea. La capătul setului de cărți, unul dintre voi... Wow! Unul dintre voi vrea să vorbească, valetul de monede, la telefon. Vrea să încerce să manifeste ceva practic. Însă apar, dragii mei, cu trei de cupe, magicianul, cinci de spade, cartea egourilor, magiciana în cartea, deci trei de cupe lângă magician. Deci unul dintre voi încearcă să manifeste întâlnirea cu sufletul pereche, să manifeste împăcare, bucurie, celălalt, magicianul și cinci de spade, are tendința să fie manipulator, să caute argumente, să caute nod în papură și uite așa se creează tăcerea între voi, se creează lecția. Da? Și vă puneți pe așteptare șapte de monede și trebuie să vă vindecați mult timp ca să manifestați adevărul. Da, ca să puteți manifesta adevărul și vindecarea după o separare, după toate aceste separări care într-un fel sau altul se creează cu această energie. Vi le-am arătat ca să le vedeți, da? Să nu credeți că le inventez eu, da? Și așteptarea aceasta este tocmai ca să vă înțelegeți lecția. Dar, haideți să vorbim. Și 6 de debute. Unul dintre voi, bănuiesc că săgetătorul, vrea să atragă atenția, vrea să iasă în evidență, vrea să vină către voi. Însă, energia centrală este acest mare preot. Poate că unul dintre voi este căsătorit. Poate că unul dintre voi este prea dogmatic. Interesant că apare și moartea. Moartea care înseamnă sfârșit, zero, da, moarte și înviere. Trebuie transformată această legătură. Acum, cum vă o veți transforma, că nu sunt decât trei cărți, rămâne de văzut. Cum veți transforma cu înțelepciune, cu, printr-o înțelegere a lecției, am văzut lecția spirituală și la Eremit, printr-o înțelegere a principiilor, trebuie să aveți, să vă păstrați principiile, că asta înseamnă marele preot, să vă păstrați principiile, chiar dacă vreți victorie, chiar dacă vreți să, care o fi unul dintre voi, vrea victorie, vrea să atragă atenția. Ah, interesant, mai simt un alt mesaj. Unul dintre voi are tendința să fie prea narcisist. Asta e 6 de bâte. Unul, zic, care o fi, rămâne de văzut și aici trebuie să ai sinceritate ca să te recunoști în această poziție. Unul dintre voi are această tendință să dorească atenția celor din jur, nu neapărat a partenerului, și a celor din jur, și celălalt are dorința să fie stabil. Și din cauza că nu vă potriviți aceste energii, unul vrea stabilitate, unul vrea spiritualitate, unul vrea tradiții, da? Vrea legătură stabilă, căsătorie, în fine, vrea ceva ca lumea. Și celălalt vrea atenția lumii. Ei,
În acest motiv apare moartea. Trebuie să încheiați acest se pune capăt într-un fel sau altul la această relație în acest moment, eu vorbesc de acest moment, ca să vă transformați. Că asta înseamnă moartea, înseamnă sfârșit și transformare. Și repet, dacă nu cumva am zis-o, transformarea poate să fie împreună sau separat. Dar e o transformare radicală, adică în acest context în care unul vrea atenție și altul vrea tradiții, nu se poate. Trebuie să vă schimbați, da? Să... Și cel care vrea atenție din partea lumii să devină și el un pic mai tradițional, mai stabil, da? Asta e. Rac și... ce era săgetător? Capricorn. Rac și Capricorn. Nu se spune, nu se discută, nu se spune adevărul, nu se discută. Asul de spade invers. Ia uite, și apare și faetonul. Faetonul. Racul devine mai rece ca să se vindece în această situație. În fine. Deci, rac și capricorn. Rac și capricorn. Ia de trei ori odată. Rac și capricorn. Ia de trei ori odată. De două ori. De trei ori. Magician. Unii dintre voi simțiți că a stagnat în această situație cu acest semn de pământ, simțiți că ați fost într-un triunghi, că o fi fost amoros, că o fi fost un proiect sau proiecte la locul de muncă, că în general capricornii lucrează, dar altă energie care va devia de la relație, da? Au fost confuzii, au fost opțiuni, da? Șapte și nopți pierdute și dureri și dezamăgiri. Acum, în acest moment, în această perioadă, nu se vorbește, nu se spune adevărul despre o situație destul de dezechilibrată. Șase de monede, semn de pământ, da? Este o situație dezechilibrată. Unul dintre voi ori are tendința să fie mai manipulator sau este concentrat pe a manifesta altceva. Unul dintre voi dorește comunicare că e Mercur, altul nu comunică, da? A trebuit să clarific ce înseamnă acest magician. Dar situația este în acest moment oarecum dezechilibrată, șase de monede. Pentru că apare acest as de spade invers. Dacă era în poziție normală, aș fi zis dacă puteți să manifestați echilibru. Dacă și unul și celălalt comunică, dar e clar că este dezechilibrat, da? Unul comunică mai mult, altul mai puțin, unul vorbește despre manifestare, despre realizări, altul nu prea vorbește. Șase de monede. Trebuie echilibrată situația, trebuie să învățați să vă oferiți și unul și celălalt, cât oferă și partenerul, partenera. Da. Rac și cera vărsător. Rac și vărsător. S-o fi descărcat gemenii. Ia de trei ori odată. De două ori. 10 de spade. Ia. De trei ori odată. De două ori. Rac și vărsător. De trei ori. În acest moment nu comunicați, iaute, eremitul nu comunicați cu, să zicem, vărsătorul, deși nu-mi place să zic despre stea că e obligatoriu vărsătorul, pentru că e o situație toxică, da? Iaute, situație toxică între voi. Posibil să fie și un triunghi amoros pentru alții, da? Și unul devine defensiv la un moment dat. Și altul plânge, măi, dar ce situație, la capătul setului de cărți. Aici, în față, 10 de spade. Vă simțiți trădați, ori voi, ori ei, nu contează care voi știți care sunteți. Unul dintre voi se simte trădat și vrea să închidă acest ciclu de trădări, pentru că central apare 8 de cupe. Că sunteți voi, că sunt ei, unul dintre voi se detașează emoțional, vrea să meargă către nou, către stări de calm și de stabilitate emoțională și satisfacție emoționale, da? În continuare, aveți valetul de bâte. Apare un semn de foc, apare cineva, nu neapărat semn de foc, un personaj
care vă atrage atenția într-un fel sau altul. Am senzația, dacă voi sunteți aici semn de apă, care vă detașați de semnul de aer, da? Vă duceți către un personaj față de care aveți atracție fizică, care vă instigă, care vă dă energie. Interesant, vă dă energie. În situația în care, în acest moment, unul dintre voi simte că are sufletul golit, neîncărcat cu energia pe care și-ar fi dorit-o. Și apare eremitul, dați în urmă să vedeți. Rămâne de văzut. Eremitul înseamnă lecție spirituală, steaua înseamnă vindecare, înseamnă înțelegere, speranță, credință. Trebuie să aveți credință că vă veți găsi echilibru, că vă veți reface chiar dacă situația a fost dureroasă. Acum că vă veți reface împreună, că vă veți reface separat, iar variază. Rac și pești. Hai să vedem. Rac și pești. Oh! Asta nu știu de unde era. Trebuie să o pun la loc. Ok. Rac și pești. De trei ori o dată. De două ori. Pic. Șase de bâte. Ia, rac și pești. De trei ori o dată. Două ori. De trei ori. Ia. Cavalerul de bâte. Și turnul. La capătul setului de cărți, justiția, 10 de cupe, magicianul. Deci, rac și pești. Sunt două variante. Vi le dau. Dacă unul dintre voi a vrut să atragă atenția în mod special, da, să-l cucerească pe celălalt, doar pe plan sexual, să aibă o întâlnire sexuală, pasională, intimă, intimă, e cam mult spus la așa ceva, sunt destul de similari, s-a întâmplat situația, dar situația a produs și separarea. Pentru că unul dintre voi, care o să fi, a vrut mai mult. Pentru că unul dintre voi a vrut ceva emoțional, ceva, o să vă arăt imediat, ceva special. Și celălalt n-a știut să ofere decât pasiune, da? Decât sex. Și, dragii mei, acest playboy, că ăsta este central, cuvântul central, sau să zic elementul central, acest playboy are în spate o energie care e destul de narcisistă. Ăsta e adevărul. Vrea atenție, vrea să cucerească, vrea să cucerească. Ăsta este personajul, da? Unul dintre voi. Și din acest motiv s-a produs ruptura, separarea. La capătul setului de cărți apare separarea și aici, justiția. Dar justiția apare și din alt motiv, pentru că se face justiție în viața celui care și-a dorit fericire, celui care a crezut că acest personaj aduce, cineva a crezut că acest personaj, cavaler de bâte, a crezut că aduce fericire. Dar, de fapt, a fost manipulat, a fost un manipulator. Însă, se face justiție divină. Cel care a fost păcălit își va regăsi fericirea, 10 de cupe. Va manifesta fericirea. Știu că aici sunt două semne de apă, dar un semn de apă este rece, din păcate. Repet, unul dintre voi a fost concentrat mai mult pe latura sexuală, că depinde și de sinastria voastră și depinde și de Uranusul vostru. Și s-a manifestat separarea. Dar, repet, cel care a dorit mai mult, lucruri mai profunde în această situație, își va regăsi dreptatea divină într-o altă direcție. Într-o altă direcție. Și se va vindeca. Și va crește. Ce frumos. Vai, ce frumos, împărăteasa nouă de monede. Va crește foarte frumos. Cam atât. Evident, evident că poate să fie și invers.
Poate să fie ca întâlnirea dintre voi să fie, întâlnirea, da, dintre voi doi să fie un eveniment brusc, neașteptat, nici unul, nici celălalt. Hai să vă dau și varianta frumoasă. Nici unul, nici celălalt. Să nu vă așteptați, un eveniment neașteptat la această întâlnire. Dar dacă o manifestați, această pasiune, doar din motive egoiste, doar ca să fiți voi niște cuceritori, reveniți la mesajul pe care l-am spus. Dacă vreți să manifestați ceva de lungă durată, aveți potențialul, da? Să zicem și așa. Aveți potențialul. Posibil întâlnirea voastră să fie bruscă și brusc. Să puteți. Brusc să puteți să fiți împreună, să vă creați această fericire, să vă puteți manifesta împreună, dar unul dintre voi trebuie să lase în spate. Ori un stil de viață mai jucăuș, ori niște situații neplăcute pe care le-au avut cu cineva din viața voastră. Poate că îi salvați. Ha, interesant. Dacă vreți să manifestați mesajul pozitiv de la această etalare, ha, interesant. Dacă vreți să depinde de voi, de-aia zic dacă, știu eu ce zic, pentru cine înțelege. Dacă vreți să manifestați energia pozitivă sau varianta pozitivă a acestui mesaj, unul dintre voi își dorește să-l salveze pe celălalt. Pentru că acesta este un salvator, dar este un brave heart. Este un brave heart. Brave heart este și cavalerul de monede, de bâte, varianta lor pozitivă. Da? Atunci când nu manifestați narcisistul, manifestați salvatorul. Există, da? În fiecare din noi dorința de a, uneori, măcar uneori, dorința de a salva pe cineva de la, aha, interesant. Unii dintre voi vreți să salvați o situație? Da. Sau pe cineva? Cineva, aha, interesant. Unul dintre voi s-a separat brusc de cineva. Brusc, nebrusc, s-a separat de cineva. Este în acest moment de cădere și dacă vrei să manifestați varianta pozitivă, celălalt își dorește să-l salveze pe celălalt. Ca să face. 6 și cu 1, 7. 7 este foarte protector, combativ, este spiritual. Vrei să apărați acest turn de la distrugere? Interesant. Da, la unele etalări vin mai multe mesaje, la altele mai puține, depinde și de voi, depinde și de, eu știu, energie. Cam atâta pentru raci cu peșișori, pentru raci în general. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați găsit mesajele, vedeți pe unde le, dacă le-ați ascultat, trebuia să le ascultați, vedeți pe unde le aplicați în viața voastră. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!